E dimineața Crăciunului! E dimineața Crăciunului! Nu s-a întâmplat încă! Oh, ce bine! Portalurile, ce-a zălbit? Toate portalurile alea pe privitor, putem alege unul nou, un nou portal! Oh, ce bine! Putem schimba totul! Oh, da! Ce-a zăluit? Putem să... ajutăm oameni! Să ajutăm oameni! Putem să facem Crăciunul ăsta cel mai frumos! Nu e minunat, ce-a zăluit? Trebuie să mergem la cumpărături! Nu pot să merg la cumpărături, nu sunt îmbrăcată! Oh, e Crăciunul, toate magazinele sunt închise! Oh, ce-a zăluit, ce ne facem? Da, o să mergem la cumpărături chiar aici! Haide, ce-a zăluit, haide! Hai să mergem la cumpărături de Crăciun! Opriți! Opriți repetițiile! Opriți totul! Te rog, nu ne concedia! Suntem cu toții aici! Bine, da, poate am întârziat câteva minute, dar... Te rugăm, lasă-ne să ne păstrăm slujbele! Nu! E regulă! N-am venit să concediez pe nimeni! E Crăciunul! Sunt aici ca să vă trimit acasă la familiile voastre! Da, ai spus... Uitați ce am spus, eram nebună, m-am înșelat. Duceți-vă, duceți-vă. Adică așteptați, întorceți-vă, am cadouri. Și uite, un spiriduș micuț să mă ajute să le livrez. Bineînțeles că am lăsat cumpărăturile pe ultimul moment. Și normal că magazinele sunt închise și a trebuit să iau ce aveam. Dar Crăciun fericit, Moris? An? Nan, atenție, e mai greu decât pare. Freddy, cât e ceasul? Cucu! Mulțumesc, Eden. Catherine, pe al tău îl păstrez pentru mai târziu. Oh, așteptați! Nu mai e! E mai mult, am uitat! Am mai găsit ceva în casa mea pe care vreau să vi le dau prima de Crăciun, da! Pentru că sunteți cu toții așa de talentați și chiar e o onoare și o plăcere să lucrez cu voi. Acum, duceți-vă în vacanță. Ne vedem în 2 săptămâni când deschidem. Crăciun fericit! Mulțumesc! Trebuia să fie flori. Îmi plac! Dar mai am ceva pentru tine. Să-ți cer o favoare. Crăciun fericit! A fost minunat! Mulțumesc! M-am înșelat în privința ta, Eden. Ești un om bun. Mersi! Crăciun fericit! Da! Da! Dar despre ce e vorba? Presupun că i-a plăcut cadoul lui. Eden, eu... Catherine, știu cu siguranță că ai mai lucrat la un alt spectacol pe ascuns. Te rog, lasă-mă să-ți explic. Și mi se pare minunat. Vreau să merg cu tine și să văd copiii în spectacol. Am înțeles că s-ar putea să am câțiva fani la orfelinat. Chiar ai, dar de unde știi de orfelinat? Poate am visat despre el. Haide, hai să ne grăbim. Stai! Hai să le facem o surpriză cu invitatul nostru special. Oh, da! A fost minunat, copii! Vă mulțumesc foarte mult! Dar încă nu am terminat. V-am adus un cadou special de Crăciun. Un invitat special pe care m-am gândit că vreți să-l cunoașteți.